Guvern de tineri, mulți dintre ei fără experiență, dar atent îndrumați de politicieni cu greutate, toți conduși de șeful spionilor, așa cum a fost numit de presa internațională Mihai Răzvan Ungureanu. Așa arată în ultima ei variantă schița cabinetului Ungureanu. Rețeta este explozivă dacă ne gândim la actuala situație economică internațională. Andrei Zaharescu ne spune ce CV-uri îi recomandă pe cei propuși. Cu Mihai Răzvan Ungureanu în fruntea guvernului de banii țării s-ar putea ocupa tânărul Bogdan Drăgoi, actual secretar de stat în Ministerul Finanțelor și unul dintre cei mai bine plătiți demnitari din România. Îl recomandă pregătirea, este economist de meserie, dar mai ales familia. Tatăl său, Dan Drăgoi, este om de casă al PDL. Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, instituția unde se învârt cei mai mulți bani europeni, este propus Cristian Petrescu, deputatul PDL, s-a făcut remarcat prin controversatul program Devii membru PDL, ai parte de reduceri și de gratuități. La comunicații găsim un alt tânăr de viitor, Răzvan Mustea, președintele tineretului PDL. Conduce un Porsche și are o colecție de bijuterii și de ceasuri în valoare de 60.000 de euro. Frâiele economiei vor fi ținute de doamna de fier din politica românească, așa cum se recomandă Andreea Paul Voș. Majoritatea dintre noi o cunosc însă drept consilier al premierului Boc pe probleme economice. Alexandru Nazare este nominalizat pentru portofoliul la transporturi și a făcut ucenicia la dreapta Ancăi Boagiu și a însoțit-o în toate turneele din statele europene înainte de aderarea la Uniune. Cătălin Baba, fost șef al Cancelariei primului ministru în cabinetul Boc și actual secretar de stat la educație, ar putea prelua conducerea învățământului, în timp ce internele ar putea reveni în subordinea senatorului democrat liberal Gabriel Berca. La Ministerul Muncii este nominalizată Claudia Boghicevici, deputat PDL și vicepreședinte al Comisiei Naționale de Muncă din cadrul partidului. Se schimbă șeful și la agricultură. Este propus Stelian Fuia, deputat PDL și președinte al Comisiei pentru Agricultură din Camera Deputaților. În cazul celorlalte ministere, șefii rămân aceiași. La justiție revine, după interimatul în fruntea guvernului, Cătălin Predoiu. Uneperiștii Gabriel Oprea și Cristian Diaconescu rămân la apărare, respectiv externe. De sănătate se va ocupa în continuare Ladislau Ritli, în timp ce Kelemen Hunor își păstrează portofelul de la cultură. La mediu îl avem tot pe Laszlo Borbély. Fondurile europene rămân pe mâna lui Leonard Orban, iar postul de viceprim-ministru îi revine lui Marco Bello.